Aș dori să citesc doar un singur verset din Scriptură. Un verset care să fie ușor de ținut minte pentru Biserică, pentru fratele Dan, pentru noi toți. Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Coloseni, capitolul 4, versetul 17. Este un prilej de bucurie pentru Biserică, pentru fratele Dan, pentru noi ca slujitori aici în zonă. Ne bucurăm așa de mult să avem privilegiul acesta de a fi la bucuria bisericii și la lucrarea lui Dumnezeu în dreptul fratului Dan Ulici și dreptul bisericii noastre. E așa un mare har să pot sluji lui Dumnezeu. E așa un mare har și ideea slujirii nu ne-a venit nouă celor care suntem în fața dumneavoastră când slujim de aici, de la Amvon sau când slujim în restul timpului, ce biserica este planul lui Dumnezeu. Biserica este ideea lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu și are toată autoritatea Dumnezeu care a dat, a făcut această lucrare să dea un plan specific, să cheme anumiți oameni în lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus anumite slujbe, anumite lucrări, a făcut anumite lucrări. Domnul Iisus Hristos a dat drumul la niște slujbe și Duhul Sfânt coboară cu daruri și împreună Dumnezeu lucrează în viața bisericii. Astăzi suntem aici pentru a l lăuda pe Dumnezeu, a ne închina Lui și a-i mulțumi pentru felul în care El poartă de grijă lucrării sale. Trăim într-o vreme foarte interesantă și anume faptul că prea puțin oameni mai simt astăzi povara lucrării. Trăim într-o vreme a autonomiei, oarecum fiecare să facă ce poate în dreptul lui. Să facă, dacă se poate, fără șef. Vedeți, tendința mai nouă este ca în societate să fii propriul tău șef. Tu să ai slujba ta, să ai afacerea ta, să nu trebuiască să dai socoteală la altcineva sau să uh, fii implicat oarecum, să stai sub autoritatea cuiva. Însă, dragii mei, o biserică care nu acceptă autoritatea lui Isus Hristos este o biserică gata să se ducă la vale o biserică care se prăbușește, se dezintegrează. De ce? Pentru că biserica este condusă de Domnul Isus Hristos. Amin? Amin? El este capul bisericii. El este acela care face ca lucrările să funcționeze pentru slava Lui. De aceea, mă rog ca Domnul să continue să-și aibă locul de cinste în adunarea noastră. Amin. Și El să fie acela care să fie la cârma adunării și la cârma bisericilor sale în vremea aceasta. Dragii mei, dar Domnul a pus în biserică și daruri și a pus pe unii din biserică, dincolo de faptul că i-a făcut mădulare în trupul lui Hristos. Le-a dat anumite daruri prin care să slujească trupul lui Hristos, să conducă trupul lui Hristos, să cârmuiască trupul lui Hristos. De aceea când ne uităm la textul acesta, vedem că Apostolul Pavel scrie despre câțiva din colaboratorii lui și întotdeauna în fiecare epistolă de câteva gânduri frumoase pentru colaboratori. Gândul pe care îl are Apostolul Pavel din partea lui Dumnezeu spune: Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Același lucru aș putea să-l spun și eu astăzi față de colegul meu, fratele Dan Ulici: ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Însă lucrarea nu este despre doar un singur om, este despre fiecare dintre noi și fiecare dintre noi este închemat la lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să o vedem, să o înțelegem. Trebuie să conștientizăm, dragi mei, chemarea pentru slujire. Zilele acestea, în timp ce mă pregăteam pentru mesaj, pentru mine a fost o evaluare. A fost un timp în care să stau eu. Sunt 16 ani de când am fost și eu ordinat ca lucrător spiritual. Sunt 20 de ani de când am început o pregătire asiduă în cele teologice. Sunt 24 de ani de când am început să-L slujesc pe Domnul. Cu tot ce am putut, mai bine, Dragii mei, m-am uitat și m-am autoevaluat. Cum este chemarea mea? Cum stau astăzi vis-a-vis -vis de chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o? Cum stăm noi astăzi? Și ar fi frumos să ne autoevaluăm fiecare dintre noi în chemarea pe care Domnul ne-a făcut-o la lucrare. Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. De ce e așa de important? Ai primit-o în Domnul pentru că El are autoritatea și El dă darul și El cheamă. Slăviți să fie Domnul. Dumnezeu te cheamă pentru o slujire specifică. Dacă nu înțelegi unde te cheamă Dumnezeu, nu poți să lucrezi corect și nu știi cum să acționezi. E important să știi la ce te cheamă Dumnezeu. După ce te mântuiește, te vrea să te folosească pentru lucrarea lui. De aceea, slujba, dragii mei, presupune existența unui dar spiritual. În Biserica lui Hristos sunt mai mulți frați care Duhului Dumnezeu dă dar de păstorire dă dar de uh, sprijinire a lucrării de aceea e foarte important ca din sânul bisericii să se ridice acei oameni pe care Dumnezeu îi cheamă și nu doar să spună da eu am darul ăsta haideți după mine ci să-și asume lucrul acesta aceea slujba uh, pe care Domnul ne-o face presupune existența unui dar spiritual și Dumnezeu este acela care face lucrarea, nu omul. Dumnezeu este acela care face chemarea, nu omul. E adevărat, ca slujitor de multe ori le chemăm pe frați, haideți în slujire acolo, haideți în slujire dincolo. Încearcă să slujești în partea aceasta, dar chemarea și darul îl face Dumnezeu și îl dă Dumnezeu. Apoi, frumusețea este că în Biserica lui Hristos, alții constată chemarea pe care Domnul o face acelui om. Și biserica privește și vede pe cineva că Dumnezeu îl folosește cu putere, îl, îl cheamă și atunci biserica este aceea care recunoaște darul acesta. Asta e frumusețea. Că Dumnezeu a dat darul bisericii și a chemat biserica să slujească în felul acesta Domnului și apoi trebuie să fii sigur de acea chemare pe care Dumnezeu ți-o face. Să ai siguranța aceea că Dumnezeu te-a chemat în acea lucrare. Oare ne cunoaștem chemarea? Ne cunoaștem fiecare dintre noi lucrarea, locul în care Dumnezeu ne-a așezat în trup, în trupul lui Hristos? Mi-aș dori așa de mult ca chemarea aceasta pe care Domnul i-a făcut-o lui Dan să fie un exemplu pentru noi, o mărturie. Am văzut lacrimile lui în rugăciune, ca slujitor ne întâlnim și ne rugăm împreună. Am văzut pasiunea lui pentru închinare, am văzut pasiunea lui pentru a face lucrurile cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Mă rog așa de mult ca Domnul să-L întărească. Am văzut credincioșia Lui în timpul anilor. Am văzut felul în care Dumnezeu a lucrat în viața Lui. Și cum a lucrat și în viața mea. Am văzut și momentele, în viața mea m-am uitat la momentele în care Dumnezeu a pus presiune pe viața mea, pentru că voia să mă duc într-o direcție. Și așa cum spunea fratele Timotei, auzind glasul Domnului, parcă ne-e greu să acceptăm voia Lui. Ne-e greu să ascultăm. Dar ce frumos este când te de Domnul, când îți înțelegi darul, alții văd darul acesta, îl recunosc și tu ești sigur de ceea ce Dumnezeu a început să facă în tine. Spune textul aici, ia seama, ai grijă să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Dragii mei, nu este suficient să fi primit o chemare de la Domnul pentru slujire. Nu este suficient să slujești doar o vreme. Și este foarte important să arăți credincioșie în lucrare. Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare și ce se cere de la ispravnici, spuneți miastră, este să fie credincioși lucruri încredințat lor. Ți-a încredințat Domnul lucru. Fii credincios. Și Biblia vorbește despre un fel de credincioșie care trebuie să fie în viața fratului Dan și în viața noastră ca slujitori, în viața noastră a fiecăruia. Fiți credincioși în lucrurile mici. Știu că acum fratele Dan vrea să facă lucruri mari, lucrări mari. Și noi poate așteptăm, avem așa așteptări, fratele să facă nu știu ce lucruri mari. Credincioșia pe care cere Domnul de la el, de la noi, de la fiecare, este să fim credincioși în lucrurile mici. Să fii credincios cu timpul tău de părtășie cu Domnul, să nu pierzi legătura cu El, că ești chemat de El și trebuie să faci lucrarea Lui, oricum poți să faci decât în dependență de El și în dependență de El trebuie să stai în rugăciune, să mijlocești în Lui Dumnezeu, să stai în cuvânt. O, oh, ce importantă este lucrul acesta! În lucrurile mici, să fii credincios în relații, să fii credincios din punct de vedere financiar, să fii credincios din punct de vedere moral, să fi credincios în toate lucrurile mărunte. Și Dumnezeu, cu siguranță, ne va da puterea să fim credincioși în lucrurile mari. Dumnezeu ne va încredința slujbe și lucrări deosebite. De multe ori suntem prea ocupați cu multe lucruri. Ne preocupăm de slujirea altora. Și o parte uităm de slujirea noastră, că trebuie să ne slujim pe noi înșine, că trebuie să stăm înaintea Lui Dumnezeu pentru viața noastră înaintea Lui Dumnezeu. nu e suficient să slujești doar o vreme, ce este important să sfârșești cu bine alergarea. E așa de important, e așa de important să înțelegi chemarea pentru slujire și să o faci până la capăt. Biblia spune că mai frumos este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. E așa de important să trăim viața și să slujim în așa fel încât să vedem perspectiva finalului, perspectiva când ne vom întâlni cu Cel ce ne-a dat darul, Cel ce ne-a făcut chemarea, Cel înaintea căruia dăm socoteală, în primul rând, înaintea Lui Dumnezeu. De aceea se întâmplă că începem cu elan, începem în forță, începem cu, cu multă râvnă și spune Scriptura, cine cărmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Dar la un moment dat scade, pierdem parcă perspectiva, vin greutățile, încercările și parcă ne, ne doboară, ne zdrobesc. Să nu uităm cine a făcut chemarea și că suntem chemați să rămânem credincioși lucrării lui Dumnezeu. Poate sunt descurajați unii aici și Dumnezeu a chemat la o lucrare. Nu pierdeți chemarea, nu renunțați. Stați tari în Domnul, rămâneți tari, rămâneți alipiți de El. Amin? Al treilea lucru, Dumnezeu, după ce ne cheamă în slujire, Domnul ne cheamă în slujire, Domnul așteaptă de la noi credincioșie, începând din lucrurile cele mai mici. Domnul așteaptă de la noi și calitate în slujire. Așteaptă calitatea aceea, ce să-ți împlinești bine slujba. O să faci slujba să fie făcută, că trebuie să o, faci. Nu, să faci bine ceea ce faci, să faci slujba bine, așa să înseamnă calitatea, să înseamnă să te pregătești, asta înseamnă să ai uh, uh, acea echipare necesară pentru a face lucrarea bine și corect. Și întotdeauna să fii cu update, să fii întotdeauna la zi în slujirea lui Dumnezeu. De aceea să cere calitate. Dumnezeu nu vrea superficialitate în lucrare, ci Dumnezeu vrea excelență. Te-a chemat Dumnezeu într-un punct al Bisericii și îți pare, a, nu e așa de mare ca să fii prezbite sau să fii uh, lucrător în Biserică. Ba da. Fiecare are locul lui în trupul lui Hristos. Fiecare mădular. De aceea, fă cu excelență ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci. Nu te opri. Pregătește-te. Echipează-te. Stai înaintea lui Dumnezeu. Să fii un lucrător destoinic pentru orice lucrare bună, așa cum spune Pavel lui Timotei. Domnul să ne ajute la aceasta. Și în primul rând pe mine v -am spus, a spus, atâta m-am... Autoevaluat și au fost prilej la acesta de autoevaluare pentru viața mea. Și am zis, Dane, cum lucrezi? Lucrezi bine, împlinești bine slujba care ți-a dat-o Domnul? Domnul să mă ajute și pe mine și pe colegii mei și pe uh, fiecare dintre noi. Și apoi Dumnezeu vrea să, să dezvolte în noi tot mai mult caracterul Lui și lucrarea Lui. E așa de frumos cuvântul Lui Dumnezeu și prea multe nu știm despre arhip acesta sunt două versete care vorbesc despre el. Un al doilea verset care vorbește în Sfânta Scriptură despre Arhip este momentul în care salută pe Filimon și biserica din casa lui. Și în contextul acesta vorbește Pavel și transmite salutările către Afia și către Arhip. Și spune acolo ceva despre Arhip acesta, ceva deosebit. Zice, tovarășul nostru de luptă. Tovarășul nostru de luptă. Lucrarea fraților nu se face singur, de unul singur. Nici lucrarea de prezbiter, nici de aia de păstor, nici de, știu eu, uh, uh, oricare altă lucrare nu se face singur. Dumnezeu ne-a așezat într-un trup. Suntem mădulare unii altora. Și Pavel recunoaște în arhip un tovarăș al nostru, un lucrător, un conlucrător. De aceea este nevoie în lucrare și de conlucrare în slujire. Tovarășul nostru. Noi am fost chemați să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Ne-a făcut Dumnezeu cinstea asta. Ne-a chemat și a zis, haide să fiți împreună lucrători cu mine. Și la rândul nostru între noi, împreună lucrători unii cu alții. Împreună ostași a lui Hristos. Dragii mei, e așa de important să ne dăm toate silințele, să lucrăm împreună, să slujim împreună. E nevoie de ostenială în lucrarea Lui Dumnezeu, e nevoie de angajament în lucrarea Lui Dumnezeu. Și mă bucur că sunt astăzi oameni care aleg să se de să pună la dispoziția Lui Dumnezeu, să aleagă să fie tovarăși de luptă. Vă spun, lucrarea nu e ușoară, e o luptă. Și viața în sine e o luptă, dar lucrarea și mai mult. Și pentru că este o luptă avem nevoie de camarazi. Avem nevo nevoie de oameni care să stea în spărtură, oameni care să nu dea bir cu fugiți atunci când vin momentele grele. Este un camarad, este un tovară și gata să-și dea viața. Asta înseamnă să fii împreună o staș cu Domnul, să-ți să fie asumat angajamentul, jurământul, să depui jurământul pentru armă. Vor veni împotriviri, vor veni oameni cu, cu tot felul de, de, de interese. Lucătorul omului Dumnezeu trebuie să fie tare. Și să se lupte. Domnul să ne ajute pe toți să luptăm lupta cea bună a credinței. Dacă vrei să placi celui ce te-a înscris la de frate Dan, fiecare dintre noi, să fim credincioși Domnului. Să rămânem, să depunem jurământul acesta de slujire și să colucrăm împreună cu ceilalți tovarăși de lucru și tovarăși de luptă. Efortul care trebuie să-l depunem în lucrarea Lui Dumnezeu. Mă rog, așa de mult ca Domnul să ne întărească. E frumoasă chemarea, e frumos începutul în lucrării și, fratele, Dan nu începe acum să slujească Domnului. Acum este ordinat, va fi pus deoparte într-un mod special pentru lucrarea aceasta, dar o face de câțiva ani buni încoace. Și mă rog ca Domnul să-l ajute să sfârșească cu bine alergarea. Astăzi, Domnul să ne ajute pe toți. Avem un exemplu în Apostolul Pavel și el vorbește despre sfârșitul vieții lui. Și Pavel spune la un moment dat, în fapte 20, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca un ostaș adevărat, ci ca și cum mi-ar fi scumpă și vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus Hristos, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Și nu numai în Pavel avem un exemplu, ci avem un exemplu în Domnul Isus Hristos, care la sfârșitul lucrării a putut să spună, Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o, să o fac. Nu uitați, lucrarea o primim de la Domnul. Frații, recunosc darul, chemarea, ne așează în lucrare și Biserica, cu autoritatea lui Hristos, pune pe slujitori. Dar e așa important ca și Biserica să recunoască slujitorii, să-i asculte, să ascultați de mai mari voștri. Domnul să ne ajute la aceasta, ca să facem lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus Duhul, și Duhul Sfânt a pus pe oameni în Biserică și pe lucrători în Biserică, i-a pus deopotrivă. De aceea v-am sta într-o zi în fața Lui. Și vom da socoteale, de aceea ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Amin. Amin. Amin.